și acum să vedem cum ne minte repetentul Marcel cu crezul. Bă, ați învățat crezul? Știți crezul? E vorba despre crezul economic al lui Ciolacu. Deci chiar dacă nu pricepe nimic despre economie, chiar dacă habar n-are cum funcționează, Ciolacu are un crez economic. Bă, dacă ne alegeți tot pe noi și dacă ajung eu la cotroceni, atunci crezul meu Credința mea e că bagă, bagă ciolacule, dă drumul la robinetul hurahat. Ce se întâmplă? România poate deveni una dintre marile forțe economice ale continentului. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic. O minciună. El citește mizeria asta. Pentru că n-ar putea să spună de la el așa ceva, că nu înțelege. El nu știe ce e aia traiectorie. El abia citește ce i-au scris aia pe foaie.